Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității împreună cu polițiștii din Cehu-Silvaniei au desfășurat marți o activitate informativ-preventivă în localitatea Cehu-Silvaniei. La activitate au participat peste 100 de femei. Reamintim faptul că violența domestică constituie infracțiune și se pedepsește. Astfel, pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe, vătămare corporală, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte săvârșite asupra unui membru de familie, limita maximă prevăzută pentru aceste pedepse se majorează cu o pătrime. Pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare din oficiu, adică nu la solicitarea victimei. În acest caz, voința victimei de a opri pedepsirea agresorului prin retragerea plângerii nu se mai poate manifesta. Pentru îndepărtarea pericolului care planează asupra vieții, sănătății și integrității corporale a părții vătămate, polițiștii care intervin la cazurile de violență domestică pot emite un ordin de protecție provizoriu. În baza ordinului de protecție provizoriu, polițistul poate dispune evacuarea agresorului din locuință, chiar dacă acesta este titularul contractului de proprietate, dar și o serie de alte măsuri, cum ar fi reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința comună după evacuarea agresorului, obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate, obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute și îl pot îndepărta pe agresor, indiferent dacă acesta este proprietar al spațiului de locuit. Acasă trebuie să fie locul în care ne simțim în siguranță.